Am revenit cu forțe proaspete și azi se plimbă în spatele meu, dar astăzi o să jucăm bombă. Așa că după cum vedeți avem 22.111 trofei, am mai reușit să mai pușesc foarte puțin. Episodul de la ora 10 dimineața a fost dau note abonaților din seria noastră și bineînțeles o să mai fac seria aceea, dar acum hai să ne ocupăm momentan de contul nostru și am mai reușit să mai pușesc, ceea ce este foarte bine. Am reușit să pușez cu Byron foarte puțin la Brawl Ball, dar foarte puțin. Așa că hai să vedem și noi ce avem pe shop, avem coins. Mamă mie mi-ar trebui coins pentru că nu mai pot să dau upgrade la brawlerii pe care eu i-am și asta e nasol. Că după aia stau cu ei degeaba. La quest-uri, aș putea să joc cu Jake sau... Da, vedeți că am mai multe quest-uri de făcut. Hai să ne ocupăm de ăsta momentan. Și eu zic, hai să încercăm să jucăm cu Byron. Dacă tot îl avem pe Byron, nu? A, da, și l-am făcut de rank 15. Ceea ce e destul de ok. La Bounty am jucat și la Bounty, doar că nu am atât de multe șanse. Primul rând, pentru că nu-mi place harta asta. Nu-mi place, nu știu de ce, mă enervează. Nici Byron nu prea mă ajută, dar asta e. Hai să vedem cum mă descurc. Îmi trebuie damage, practic, ca să fac quest-ul ăsta. Ok. Mamă, ce mi-a dat-o Piper. Wow! Mi-a dat-o bine de tot acolo. Da, cel mai bine este să nu mai joc cu Byron, sincer. Mamă, fratele meu, ce e aici, bă, băiatule? Bun! Mamă, mâncați așa. Păi, am avea șanse totuși să câștigăm, dar vedeți că e puțin mai complicat. Ok, ok, hai că suntem pe drumul cel bun. Aaa, nu te cred! Nu te cred! Bă, dar acum am văzut ce damage dă ultimata. Dă un damage destul de mare. Alu Byron. Opa, 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 stai că e acolo. Hai, tata, unde ești? Nu-mi dau seama unde sunt ăștia. Oh! Stai să nu mor, că după aceea s-ar putea să ne ia și cel mai bine este să stau puțin deoparte, astfel încât să câștigăm măcar... Nu te cred, bă, ce bu... Bă, ce... Cum, bă, să faci chestia asta, măcar, să-și gurat? Pe bune? Bă, halul ăsta să pierdem în ultima secundă. Nu te cred, era egalitate. Cum, bă, să fie defeat? Dacă era egalitate. 30-30. Bă, dați puțin replay înapoi, pentru că exact în ultima secundă s-a făcut 30-30. Mamă, deci în momentul ăsta îmi vine să mă dau cu capul de pereți. Adică la modul ce mi-am serios, ați văzut că era 30-30. Da-te, bă, de aici, mâncați, ar gura ta, Byron, te baie de capul lui, momentan. Nu știu nici eu să joc atât de bine cu el. Și tocmai de-aia nu prea... Dar hai să jucăm în continuare la Bounty. Nu, v-am zis, momentan Byron, având în vedere că l-am făcut de rank 15, e ok. O să fie puțin mai greu acum să-l duc la rank 20, dar o să fac și chestia asta, să-l duc la rank 20. Asta e, Byron m-ai dezamăgit încă o dată, îmi pare rău. Hai, mă, că era aici. Bă, deci era acolo, frate. Nu mă supăra. Deci ăla stă în boscheț, frate. Deci nu te cred, ăla stă în boscheț. Nu mă duc acolo, pentru că e bo și mă ia. Așa că știi ce fac? Mă duc pe partea asta și o să vedeți, cred că cel mai bine ar fi tactica, ia uite, m-a și murit, bă, nu te cred, bă. Bun.
Really, frate? Nu e bun. Și am zis că, că e meciul nostru, că nu, că dai de cap. Numai meciul nostru nu e. Băi, frate, ce enervant e să mor eu. Un meci nu câștig, bă, și-mi scade și în trofee, nu te cred. Bun, hai că ne-am recăpătat forțele. Bun, 29. Și hai să stăm aici. Stați aici, stați aici, stați aici. Unde pleacă mă ăla, mă? Bă, bă, chiorule, mă. Bă, ce chior... Doamne, iartă-mi viața. Bă, dacă am mai văzut așa ceva. Bă, dacă am văzut așa ceva, cât de prost să fii. Doamne, iartă-mă, scuzați-mă că dau rei jur pe viața. Bă, cât de bătut în cap să fii. De-aia e cea mai mare prostie să joci cu... Bă, sincer, mai dau și orici câteodată. Faptul că zic prost, băi, până la urmă, dă-o acolo de treabă, stai acolo, adică în momentul în care ești pe... De ce te mai duci când vezi că mai sunt 10 secunde? Doamne, iartă-o, mă dau cu capul de preț că mor. Vai, Doamne, mor, numai când îi văd pe ăștia să moră. Adică și eu sunt nob și sunt but câteodată, vai de capul meu, habar n-am să joc. Bă, dar mai știu câteva chestii. Doamne, bă, și te apucă... Naiba, hai să jucăm la solo. Bă, te apucă puțin nebunia când vezi în momentul în care pur și simplu n-ai cum, n-ai cu cine. Aia e trebuie chestia. Hai. Bun. Deci episodul ăsta a fost unul total dezamăgitor. Dar v-am zis, și cu bune și cu rele, asta e, n-avem ce să facem. Bă, avem impresia că a venit unul pe aici. Bă, dacă vă zic că a fost unul aici și doar își bate joc de mine, fiți atenți. Bă, pare eu că e unul acolo. Bă, v-am zis, bă, ce v-am zis, mă, că era unul acolo? Bă, v-am zis, ia ui, doamne, iartă-mă, doamne, că Byron e, vai de capul lui, așa că închid video aici, că după aia scade trofee cu Byron și mă dau cu capul de pereți, la momentul actual nu o să mai joc cu Byron, mă las de Byron, că deja mi-a sucit mintea cu Byron, așa că îmi pare rău. Eu sper că v-a plăcut acest video, mai mult am dat rage, cred că a fost cel mai oribil episod pe care l-am postat, dar v-am zis, o să postez și episoade în momentul în care pierd și așa mai departe, pentru că e normal. Dar nu e nicio problemă, ne vedem mâine cu 3 episoade mâine, nu le ratați pentru că o să fie forță de tot. Salutare!